Avem și un mesaj de ultimă oră al tatălui Robertei, studenta ucisă de Vlad Bacu. În exclusivitate pentru Antena 3 CNN, iată ce a anunțat tatăl. Oameni buni, nu-mi vreau decât copilul înapoi, restul nu mă interesează, să facă legea ce trebuia să facă de mult. Părinții și poliția din zonă sunt de vină pentru moartea copiilor noștri, să plătească și polițiștii care l-au protejat. Despre protecție nu vorbește nimeni. Da. Am încheiat citatul. Te rog, Sorin. Are dreptate, bietul om. Da, este perfect adevărat ce spune omul. Și exact asta vreau să vă spun. Eu sunt într-o zonă unde nu e legătura prea bună. Dacă se vor opri cu ancheta la acest caz, care sigur are toate ingredientele de spectaculozitate, de film la televizor, atunci înseamnă că nu s-a obținut niciun fel de victorie împotriva traficului și consumului de drog. Dacă vor rămâne la familia Pascu, este spectacol și atât. Exact cum spunea și Mirel, să își justifice leapul. Dacă nu se ia listing-ul telefonic, s-a vorbit în seara aia, pe cine a sunat, cine a făcut presiunea asupra polițiștilor, de i-au dat drumul. Dacă nu se merge mai departe, pe două piste. Unu, cine a făcut presiuni ca ăstuia să-i se dea drumul. Și doi, de unde i-a făcut rostul de droguri și mers în fabure până când măcar o rețea să fie destructurată, restul sunt glume. Putem să discutăm în CSAT, putem să-i arătăm încătușați, putem să o arestăm pe maică sa 30 de zile, alți 50 la ora asta sunt drogați la volan și pot oricând să omoare oameni. Repet, eu am trecut astăzi chiar pe la 2 mai pe acolo, pe unde a avut loc accidentul, spunea domnul Ursu că trebuiau să aibă veste, nu? De vină este primarul și autoritățile acolo, pentru că în zona aia nu există trotuar. Deci toată lumea știe acea pistă care leagă Vama Veche de 2 mai. E bine, ea se termină cale de vreun kilometru într-un fel de câmp, așa, și un gard de la unitatea aia militară, pe unde n-ai cum, doar pe șosea trebuie să mergi. După aceea începe trotuarul. Deci, nu văd cum ar putea fi vinovați copiii ăștia care au murit și cei care au fost accidentați, pentru că, efectiv, n-aveau pe unde merge. Sorine, nu, aici, nu e vorba, aici nu e vorba de vinovăție, nevinovăție. Dom'le, dar iarăși, o să-mi pun lumea în cap, spunând, băi, fraților, învățați-vă copiii, atunci când merg pe carosabil, să meargă pe partea stângă. Chestia asta pe mine m-a învățat la țară, bunica mea, țărancă, analfabetă. Nu înseamnă că dacă nu știi chestia asta și mergi imprudent, trebuie să apară un scelerat de ăsta, beat, drogat sau pur și simplu tâmpit, care să te omoare. Sigur că adică și aici lucrurile sunt foarte simple. Dar românii trebuie să înțeleagă, o spun a 400.000 oară, că sunt pe cont propriu, că droguri în țara asta nu bagă tâmplarii sau sculerii matrițeri. Droguri în țara asta bagă oameni, dirigează rețele, oameni care au posibilitatea să influențeze ce se întâmplă în vamă, în punctele de intrare, în portul Constanța, au posibilitatea să influențeze ce se întâmplă în poliție, la compartimentele care se ocupă de combaterea traficului de stupefiante, în serviciile de informații. Nu niște agarici de 19-20 de ani, ăla pârlitul ăla cu geaca, bă, ăla eventual ar trebui să primească niște curele peste fund de la taichesul. Bă, ăla era clar într-un episod psihotic. Nu, așa se face parentingul modern. Nu, era într-un episod psihotic,